că a fost ca, ca să nu mai întreb, nu știu. Eu cred că a fost șocată, ba, Andy, deja. Nu. Da, ea ce a dat altceva. Foarte provocat. Bine, ce, o fată care are un iubit aici în casă, o întreb dacă simpatizează un alt băiat, ce mi-e greu să răspund? Nu, nu. Păi nu, da, a răspuns, l-a zis. Cum a răspuns la Andy? La primul ăla, Andy a zis nu. Trebuie să fii sigur. Păi da, dar fază că nu am apucat să-mi spun și da, până și-mi provocare. Ea te-ai pus pe gândul ăsta, cum material. Ce m-am greșit? Bine, adevăr sau provocare? Adevăr doar. Îl simpatizez pe None. Adevărul doare. Nu. Da. Nu te simpatizează. În cazul în care te întrebai dacă a evitat... Dacă... Nu, în cazul în care. Nu, sau în cazul în care Bogdan se întreba asta. Și am vrut să pun întrebările în locul. Nu. Da, Andreea... Nu știu ce să o întreb. Mă uit la ea și când râd, îmi vine să râd. Na, orice vorbe, uite, na, îmi face să râd. Orice da, zici. Știți voi ceva. Râsul este una vrut. Ca să și... Ca să apare Caterin, că voi care nu înțelegeți, nu vă mai dați cu părerea. Da, dar uite, și Andreea a întrebat. Fiecare are drept să întrebe. Și Andreea a simțit. Da. Pentru că te-a întrebat de două. Cam voi sunteți așa cu joc. Da. Dacă era aici, spuneam noi. Uite, și simpatizez. Pentru că de măcar am atâta sunt de mic. Pentru că tot îmi plac pe None și cu... Pe asta îi plac pe de asta. A, tu, tu, te ferești, că te ferești. Nu, i-au spus provocare și voi una a doua sărit, v-a simțit că nu cumva să facă de None, că vă place și... Nu face de asta, nu face de asta că vorbesc și eu, aiurea. Dar nu, nu, nu zic de Paula. Nu te băga pe trei. Ba da, am zis că vă place. Nu, nu, nu zic de Paula. Am zis că vă place de None. Nu, ia, să nu bage pe mine. Băi, terminați, a zis, a zis că nu-i place de Andy și nici de None. Am zis de provocare, oa. None, dar poate azi hey, așa, da, ca să nu supere pe dar eu și noi. Zic că uacă e vii. Zic și eu. La televizor, ce ne au? Amendă? No. Vindem gențile și plătim amenda? Nu m-au auzit nimic. Da, o, amândoi, una roșie și una neagră. Eu dată ardelean ca să... Ești pe gențile. Andra, dacă vrei, vino aici, am un aparat. Dacă vrei să-ți pierzi mai. Ceva și mi-a dat să mă duc poșeta ei și mi-a dat gențile ei, curelele, să fac live, adică să arăt. Că sunt frumoase. Poverile. Și de-aia și știu. Da, Bogdan, a fost să-mi fac un bine. Ești bine? Da. Sigur? Păi l-am văzut că dansa... Never been better. De ce nu faci ceea ce vrei și ceea ce simți? Da, să schimb. Dar mereu fac ceea ce vreau și ceea ce simt. Poate nefăcând ceea ce simt, fac ceea ce vreau. Da, joacă așa, mă simt, îl știu, îl cunosc. Andreea, eu ziceam să acum. Nu. Nefăcând ceea ce simt, poate fac ceea ce vreau. Ce-a să faci? Livian, ce ai observat? Ai analizat-o pe Andra și... Mie mi s-a părut că o vreau să facă ce, să primească o provocare voluntară. Adică o vreau să primească provocare. Dar ce fel de pedeapsă crezi că ar fi vrut? Ia după... să primească. Frică de pedeapsă. Gata. Păi mine m-a întrebat. Da. După părerea mea, nu știu dacă voia să ce? Oarecum să îl facă pe Bogdan să câștige, să... Să-i câștige în caracterea... Și asta e varianta fără... Bine, am glumit! Ai zi acum, azi... O vreau să primească provocare, după cum au zis Andreea, că o, când au zis de provocare, au zis Andreea că îți dau cu Andy. Bine, nu-ți dau. Și după aia nu știu ce au zis Andra și după două minute au zis nu pot să-i fac asta, ca și cum nu pot să-i fac asta la Bogdan ca să-ți dau ție provocare cu nu știu ce. Și după aia Bogdan s-a băgat și au zis Andra, vezi, ai grijă sau nu știu ce. Și după aia Andra s-a schimbat la față. Exact cum a schimbat eu acum și-a realizat că nu a făcut bine ce-a făcut și-a dat-o ca și cum ar veni la socială că vrea să-l testeze pe Bogdan, să trimită o fată la el. Te-ai explicat profundul, explicat. Nu, nu, eu n-am treabă, eu m-am mus de la așa. Să mint? Dacă asta mi-a trecut prin cap, doamna Andreea. E profund, inexplicat. Greșit. Și nu numai... Eu încă am provocat... Știți că eu privesc lucrurile din afara cutiei. Da, dar tu și când o zis, când o zis Andra, când o s-a întors la fete, gândirea pot să zic că o am ca și al lui Bogdan și ne prindem de anumite chestii și când a început să zică chestia asta cu provocarea, cu pedeapsa, m-am uitat la voi și el s-a uitat la mine, adică ne-a prins, la amândoi ne-a trecut același gând prin cap. Bine. Și ni s-a părut foarte ciudat, adică n-am înțeles. Eu cred că aveți ceva împreună, de fapt. Andreea. Bogdan. Da. O minte sclipitoare. Dar, da. Ce spuneai? Că ea s-a schimbat de ieri? Nu. Când spuneai lui Ligi. De azi. De ieri. Cum am zis? Nu, de dacă aș spune chestia asta, e adevărat. În contextul... De azi, de ieri. De... Nu, dacă de ieri, a, nu, 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 i-am zis că s-a schimbat, deodată, așa. Că gen ieri în emisiune, în emisiunea exact. De ieri era tot ok și astăzi... Era tot ok? Eu cred că nu-ți aduci bine aminte cum era. Ieri la sfârșitul emisiunii era tot ok și astăzi s-a schimbat. Nu era tot ok, spun eu. Nu mă cunoști prea bine.
Dar că nu vreau să repet cum tu mi-ai impus tot timpul. Vezi, uite, iarăși, mulțumesc. Ascunde-mi. S-a prefăcut ca și cum că... Nu repeta, rău, nu vorbi, m-a rezolvat. De fapt, n-a rezolvat nimic. Tu pur și simplu n-ai încredere în mine și sunt multe chestii care... Dar normal că nu s-a rezolvat nimic. Mie mi se doar pare... că mă puneți într-o situație atât de jenantă să stau să repet, dar se vede pe fața voastră că mințiți cu nerușinare. Păi eu întrebam, ești bine? Sunteți bine? Și ea zicea... Bine, da. Andreea, lasă că eu n-am văzut reacțiunea asta, așa, nu-i vorba de asta. A, n-ai văzut asta? Ascultă-mă, nu, n-a văzut că vorba... nu-i pasă. Andreea, mă ascult? Da. E vorba că, gen, știam că e o situație cumva între noi și așa. Foarte nașpa, gen, că suntem blocați de... Dar cum adică foarte nașpa? De ce nu poți să vorbesc, frate? Pentru că să spun și adevărul. Că după aia dai că tu ai dreptate și eu o fac... Știi cum ai dat-o acum? Lasă-l pe el să vorbească, Andra. Lasă, Livia, nu mai te băga, te rog frumos. Lasă-ți părerile, cum și Andreea tace și tu trebuie să taci. Vorbesc eu cu Bogdan și cu doamna Andreea Mantea. Și cum ai dat acum, ca și la telespectator a venit Andy să dea la el, mă pune nu știu ce provocări, nu știu, stai un pic că noi de afară din weekend ne-am tot certat. Înainte să știu că Andy vine sau nu știu ce, nu-l băga, te rog, și vreau să le scuze de Andy, că de eu asta. De când am început dimineața aici mi-a fost rău. Nu, mă scot, ăsta e adevărul. Ne-am certat, îți blocat, Livia, adică te-am blocat de ieri și etc. E vorba că știam că e supărată și așa. Nu, că am ales să vă... Scuze-mă, Andreea, scuze-mă că fac abstracții de tine, dar am fost nevoit. Am mesaje în care spun că sunt supărată în continuare. Livian, că poate auzi și tu ce... Poate Livia nu știe. Acum dă-ți cu părerea, Livian, dacă mai ascultă. Zi, Bogdan, ce s-a întâmplat? Că uite, nu erați bine, erai plecat. Știam că e o situație între noi și cumva ea când e supărat așa reacționează. Și așa s-o lasă să consumi. Dar de la dar chestia asta, eu nu de la asta eu m-am supărat, Andreea. M-am supărat de la faptul că nimic nu ar explica o chestie de asta. Era super supărată, depresie, cum ai spus tu, grimase și mă rog. Și apoi să-i zbucnească așa în casa băieților, vrea pedeapsă. Adică nimic n-ar explica chestia asta, adică e singura explicație și nu e vorba de Andy sau așa, e vorba că voia neapărat să ia aia o pedeapsă, dar a calculat-o greșit și a crezut că cumva o să-i dea pedeapsă gen ei, sau ea o să trebuiască să facă ceva, nu eu. Nu eu ieșit combinația asta. Am glumit, chiar n-am vrut pedeapsă, nu știu cum mă cunoști, am spus că nu mă cunoști pe mine și nici eu nu te cunosc. Ai zis tu că te plictiseai. Da, nu mă joc cu chestii sensibile când sunt plictisit niciodată. Adică fac glumiții proaste, sunt prost de gură, recunosc uneori, dar n-aș zis că niciodată o chestie care e a mea, o chestie serioasă, la modul că sunt nervos pe tine sau așa, să mă duc să mă iau în brațe cu ghigi sau să fac glumiții proaste sau să caut eu nod în papur ca să fac greșeală, să-mi ameninț mie relația pentru care știu că sunt dedicat și așa. Nu știu, poate sunt eu diferit. Da, ți-am zis că ai ajuns prea departe. Bogdan, eu i-am zis... Mariana, a trebuit să fim atent la detalii. Mariana, lasă-i să vorbim. Plus de asta... Bogdan, ar trebui să vorbească. Mariana. Știu eu să fac o paranteză. Ar trebui, nu face tu paranteze. Ba, dacă e important pentru... Da, fă tu paranteze în relația ta, Livia. Fă paranteze între tine și Bianca, te rog frumos. Andra, zici ce-ai vorbit cu mine. Bogdan, ori vorbești cu mine, ori vorbești cu Livian și pa. Bogdan, ce ai vorbit cu mine la București? Vorbeam cu Andreea. Stai liniștit, vorbeam cu Andreea. De la ce era situația? Dar te întreb și vorbesc cu tine și întorci? La chestia cu că vreau să-l testeze pe Bogdan, dacă voia așa să înțeleg, eu am crezut că s-o înțeles cu Andreea de afară, dar Andreea a ezitat vreo 3-4 pedepse. Adică nu s-o înțeles cu ea de afară ca să-l testeze pe Bogdan să stea cu altă fată. Adică ea chiar a jucat-o la cacama. Situația din weekend. Cum? Situația din weekend. Acolo nu mă bag. Nimic. Ai văzut? No, despre ce vorbim? El a vrut aveți să zică dreptate. Altceva. Am înțeles ce e prea gelo... Ești afară. Du-te până afară. 10 minute atât, da? 10 minute atât, pa, 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 pa. Ea mi-a zis pa, că te nu pup. Vrea pe ce doar mai dreze optimistul. Și azi demonstrează Andra, că îți place de după el. Tine ușa închidă. După. Zici ce ai vorbit cu mine. Andra, este prea gelos? Da, uneori prea gelos. De la ce? De la orice. Dă-mi un exemplu. Două. Nu e bine când iubești prea mult. Deci dacă din tot asta eu să fiu ăla scos care ia, e gelos și posesiv, nu mai stau, frate. Deci dacă din tot ăsta eu sunt ăla gelos și... Vino în pace decât să ieși afară. Bogdan! Livian! El a vrut să ia. A. Bine, Baxter? Da. Du-te și adu-l pe Bogdan. Spune-i să vină în casa fetelor. Livian, vino și stai acolo pe loc. Vino încoace. Am știut ce urmează. Zic, că a zis ceva de genul, că voi știți că erați acolo. Da, unde nu erau știu. Acolo? Unde eram? Păi nu știu. Sau erai tu acolo, voi două, tu și Dea? Cu cine vorbeai la plural? Voi știți că erați acolo.
Nu, chiar era minornică, că nu erau aici ei și n-au înțeles că chiar nu era vorba de o pediapsă sau să-l fac gelos sau... Pur și simplu a fost o Caterinca între mine și Andreea, că cum mai glumim noi, na, îmi dai pedeapsă și am vrut. După toată chestia asta, tot eu ies ăla care e paranoia, așa, e gelos, frate, nu, recunosc, sunt toate astea, sunt gelos, nebun, paranoia și așa, dar nu pot să o dai în mine să recurgi la chestia asta, scuze asta, ba nu, el e la gelos, de fiecare dată când greșești tu, să-i, dar stai că și el e gelos. Am înțeles, am stabilit deja că sunt gelos. Îmi cer scuze, Andreea, sau așa că am ieșit. Ți-am spus că ies, adică să mă... Intră-mă cel mai bine și rezolvă-ți problemele. Du-te și spune că îmi cer scuze, dar nu vreau să... Eu zic să intri să-ți rezolv problemele. Nu vreau să... Ce probleme vezi? Bine, că... Pentru că dacă te vede că faci în halul ăsta, o să zică ca și cum... Că n-am cuvânt și nu mă apuc să țip la aia, sau așa că nu vreau... Păi măcar stai și asculți. Nu vreau să ascult. Ce să ascult? Cum sunt făcut paranoia și gelos? Tu știi mai bine, tu o să pierzi. Zi Andrei când cer scuze. Eu îi spun, dar tu o să pierzi așa din... De la Andra, nu de la altcineva. Doamna Andreea. Da, am luat eu. Adică... Zi! A spus Bogdan că își cere scuze din partea dumneavoastră și că nu dorește să reintre. Din partea... Din partea doamnei Andreea și cere scuze? Bine. Îți cer scuze din partea mea? Așa e transmis, îți cer scuze din partea doamnei Andreea. Ați înțeles dumneavoastră ce am vrut eu să spun. Băi, Bogdan, n-ai învățat emisarul. Dar el dacă renunță așa și când... Ca și când își cere scuze pentru... Mulțumesc, Baxter. Bogdan! Da. Ești un pic prea gelos? De ce pleci? Hai să discutăm. Nu, am plecat de asta. Adică eu am spus, am stabilit asta deja, că sunt gelos și posesiv și cum sunt eu și paranoia, mă rog. Dar nu am de gând să stau să ascult, să fiu făcut și totul să pici în capul meu după orice situație în care ea greșește, să fii gen... Da, vezi că și tu ești gelos. Gata, știu că sunt gelos, dar nu, asta nu înseamnă că e vina mea, orice Bogdan, ceartă sau orice deznodământ de ăsta care se termină în așpa, gen, e vina mea. Adică am înțeles că sunt, dar pune-mă în situații în care chiar fac asta, știi? Noi ne-am certat de altă chestie, nu de șala mea. De ce chestie v-ați certat? A întors capul pe stradă după alt bărbat? A îndrăznit să ridice capul din pământ? Glumesc. De la ce? Nu, Andreea. Tocmai asta e că știu cauza și n-are nicio treabă cu reacția asta. Asta mă enervează cel mai mult. Nu are nicio treabă dacă nu m-a supărat... Da, lasă, că la provocări erai fericit, nu aveai nicio treabă. Și când ai venit să ceri pedeapsă aici, erai fericit, tu nu erai supărat. Lasă-mă cu... Da, vezi că nu mă cunoști. Da. Pare rău. Și la provocări mi s-a părut că erai foarte supărat, erai... Săraca. Păi da, după aia m-am jucat rolul, m-am distrat și eu, cum te distrat și tu pe masă. Săraca, da. Păi da, te-am văzut cu ala în cap. Cum facem, că gen... Tu erai prima așa, eu abia după. Da, asta e, te-am simțit. Da, stai puțin, că nu sunteți suflete pereche, sau cel puțin aveți de unde să chiar eram supărată și tu te-ai pus și ai dansat și chiar nu... Erai supărată tare. De ce am Bianca? Când am început să dansezi, erai supărată tare. În timp ce te plângeai aici în casă, când vrei acasă, Livian dansa de mama focul. Dar știu, eu știu. Și atunci nu mai râde. Dar știu, păi de asta râdeam. Trebuie să echilibrăm balanța, doamna Andreea. Aia, uite, vezi, tu, voi măcar sunteți pozitive, vedeți partea plină a paharului. Ei sunt un pic negative. Astea. Dar nu, chestia asta cu Bogdan a făcut după ce o văzut-o pe ea, că nu are nicio treabă. Și evident a făcut după. Dar faza că ieri a fost... Păi Andreea m-a săturat să stau toată ziua și ieri. Auzi, dar ieri... Și ieri și astăzi am stat în continuu, gen... Am stat în continuu supărat. Ascultă-mă, Andreea. Am stat ieri și astăzi toată ziua, gen... Cum ar veni, pornit să îi suport orice moft și așa și doar să o fac să fie bine și știam că e supărată. Și am zis că, băi, orice ar fi, îi suport. Dar până la un punct, adică m-am săturat. Ce înseamnă asta? Adică deja mă simt așa, luat de fraier și nu permit limita asta. Adică dacă eu respect și îmi bat prea capul așa tare să fie ok mie, Bogdane, și să nu fie supărată și așa și ea nu dă doi bani pe starea mea de spirit. Adică eu i-am spus și ei și la Ligi și la toată lumea care eu mă întreabă, starea bani? Mea de spirit e... Direct proporțional. Care tu nici nu mai băgat în seamă. Cu ea, adică dacă ne înțelegem bine, suntem bine, dacă nu, nu. Nu pot să fac nimic dacă nu mă înțeleg cu ea bine. Și ea știe toate chestiile astea și totuși face jocuri din astea și vine cu chestii din astea la mine, că gen, eu am făcut primul sau așa, știam că toată starea mea e indusă de ea și mai știu partea mea rațională, știi că fericirea gândului pozitiv sau așa, ți-l induci tu singur. Așa când am văzut că ea e dincolo și că doar în 14, de ce fac eu și cum sunt eu, și eu eram aici depresie pe canapele. Pentru că am pus o melodie și am început să dansez. Când am lăsat să-mi schimb starea singur, dacă ea nu mă ajută sau așa, până la urmă suntem singuri pe pământul ăsta, fiecare dintre noi ne naștem singuri și murim singuri. Și mi-am zis să-mi schimb eu starea singur, dacă nu.